război total între Traian Băsescu sublinierea Sebastian Ghic, mogulul fugar, făcut praf nu am avut ticlo sublinierea. E război total între fostul presublinieredinte, Traian Băsescu, sublinierea mogulul fugar, Sebastian Ghic. Actualul senator lansează o nouă serie de acuzații la adresa milionarului fugit în Serbia. Băsescu a declarat că nu se aștepta să fie înregistrat de Sebastian Ghic când s-a întâlnit cu el. Băsescu a mărturisit ce s-a văzut cu Ghic pentru a afla dacă el a fost cel care a prezentat pozele de la Paris. M-am întâlnit cu el de foarte multe ori. Eu am vrut să aflu un mister după ce mi-am terminat mandatul. Misterul faptului că el a fost cel care a prezentat pozele de la Paris. Eu am primit un raport, din raport am spus în regulă nu e băgat SRI, asta nu înseamnă ce am crezut, a trebuit să am reacția instituțională. Eu n-am avut ticloia să fac ce a făcut el, să îl înregistrez. Eu m-am dus ca un om de bun credin care voia să afle ceva. Nu mă așteptam să înregistreze discuțiile, dar a s-a întâmplat. Până la urmă mare caracter Ghic, a declarat Traian Băsescu pe B1 TV.